Începând de mâine, examenele auto se suspendă în Bacău după ce la serviciul permise au fost confirmate mai multe cazuri de COVID-19 pentru diminuarea riscului de răspândire a virusului în rândul angajaților și al cetățenilor. Activitatea la serviciu se va suspenda până la 1 septembrie. La compartimentul înmatriculări vehicule rutiere, activitatea se va suspenda până pe 4 septembrie, cu posibilitatea de a se prelungi în funcție de numărul lucrătorilor disponibili. Cetățenii care au programări online la ghișeile serviciului sau sunt programați pentru susținerea probei practice a examenului de obținere a permisului de conducere vor fi reprogramați din oficiu. Au fost luate măsuri speciale de dezinfecție a spațiilor din clădire.